Bine, ai venit pe canalul meu de YouTube, unde am să încep o serie de podcasturi legate de o temă foarte frumoasă, și anume filmul. Și nu oricum, filmul și ceea ce vedem într-un film legat de machiaj, styling, coafură, adică de zona asta de beauty. În ultima sută de ani, și vorbim de practic din 1920 până în 2020, de primul calup de istorie modernă a filmului. Și aș putea să spun că machiajul s-a dezvoltat odată cu filmul, mână în mână. Deci nu ne putem raporta la machiaj fără să ne gândim un pic și la film, la sursa de inspirație pe care ne oferă, la starurile pe care le vedem într-un film și cum publicul larg imită toate aceste staruri, nu în ideea de imitație pur și simplu, spirit de turmă și așa, nu asta vreau să spun, ci pur și simplu că starurile au devenit trendsetteri. Și cum Netflix este mare și plin de posibilități, m-am oprit la un serial foarte frumos, l-am descoperit anul acesta, l-am vizionat cu plăcere. Este vorba de Velvet. Velvet este un serial spaniol. Sunt așa. Velvet sunt 4 sezoane, după care colecția Velvet sunt 2 sezoane și Velvet filmul. Deci eu sunt sigură că publicul spaniol a cerut acest serial, l-a solicitat, l-a așteptat de la săptămână la alta cu sufletul la gură. Știm și noi ce înseamnă să pățim asta. Este un noroc că am putut să-l vedem în buclă, da? Episod după episod și să analizăm, să vedem ce este cu acțiunea acestui serial. Totul se întâmplă într-un Madrid, așa începe, într-un Madrid al anilor 50, din Spania lui Franco. Cine nu știe, află acum că în acea perioadă era dictatura lui Franco, o dictatură de dreapta. El a stat în fruntea Spaniei până când regele a devenit major și a cedat locul și și-a văzut de treabă. Am făcut un rezumat, nu ne interesează pe noi politica, dar era o Spanie destul de plină de restricții, mai ales față de femei. Am aflat cu stupoare, de exemplu, din film, că o femeie nu putea să își ia bani din contul personal fără acordul soțului. Mă rog, asta e altă discuție. Ce vedem noi în Velvet? Sunt mai multe povești, mai multe cupluri care pe parcursul tuturor episoadelor își desfășoară povestea lor de cuplu cu bune cu rele. Iar Velvet este o casă de modă și asta m-a atras. Este o casă de modă superbă, cu vitrine, cu rochii, cu prezentări de modă și atelier de creație, cu designer, cu manechine și tot ce înseamnă asta. Pe mine asta, de fapt, m-a atras. Și îmi place, de exemplu, că cred că au zile în care se filmează cadrele de afară. Se vede așa frumos magazinul. Se văd galeriile Velvet și tot timpul câte o duduie cochetă trece prin fața magazinului și este pusă la punct din toate punctele de vedere. Nu? M-a repetat? Nu e problemă. Este un styling superb al acelei perioade, cu rochii specifice, încă se purta corset. Chiar vedem în colecția Velvet cum se renunță la corset și ce scandal să ajungi să faci un costum de baie în 2 piese, aoleu, dar oricum undeva cineva trebuia să înceapă și etapa asta. Pentru că dacă nu existau niște pionieri în orice domeniu, noi astăzi cred că încă purtam corset și crinolină și pălării și peruci și așa mai departe. Am să dau un pic play de pe Netflix, da? Așa începe serialul și îmi place foarte mult genericul pentru că văd culise, văd materiale, văd farfeci, văd fiare de călcat, este și muzica foarte bună. De fapt, muzica întregului serial este genială. Au ales multe piese emblematice, rock and roll și practic fiecare cuplu are melodia lui specifică, da, când doi
el cu ea se întâlnesc, este clar că ne așteptăm la acea melodie a lor. Și asta se întâmplă pe tot parcursul acestor seriale. Sunt două. Unul e Velvet și unul e Colecția Velvet. Un personaj care îmi place foarte mult și am să ies de pe Netflix și am să intru aici ca să vedeți un personaj destul de controversat. Pe ea o cheamă Patricia în film. Îmi place cum vorbesc spaniol, ei spun cumva Patricia, un pic peltici sunt. Eu m-aș potrivi foarte bine acolo, trebuie să mă apuc să învăț spaniolă cu această ocazie. Cum este Patricia? În primul rând, noi aici o vedem cu un păr blond platinat, un pic rădăcina crescută, dar este o excepție pentru că... unde să găsesc? Uite, aici, o altă fotografie. Nu se vede aici așa de bine. Aici. Ea poartă peruci albe și, fac o paranteză, foarte multe peruci au fost consumate cu ocazia acestui serial. Toate eroinele, sau principale, da, din film, poartă peruci. Le și schimbă, da, în funcție de coafură. Mi se pare foarte comod pentru cei care filmează să aibă coafurile gata realizate. Pe de altă parte, a fost o echipă destul de mare de machiori. O să vedem câți au fost acolo și cum au muncit. Ia să mărim un pic pe Patricia și să-mi aleg și eu o culoare alb ca să avem uite, așa. Da? Se vede această zonă, da? Clar, este ceva aplicat, este perucă. Coafura este specifică a celor ani, vârfurile firelor de păr sunt orientate în exterior, destul de greu de realizat pe un păr normal, dar coafat pe o perucă parcă merge mai ușor. Acum, machiajul. Nu aș vrea să măresc prea mult, poate găsim altă fotografie. Oricum poartă tuș, un pin-up. Ele chiar vorbesc, am auzit că în Anglia a apărut o formație, se numește Beatles. Cumva sunt idealuri, pe vremea aia nu exista internet, nu existau rețele de socializare, lumea comunica prin telefon și scrisori. Nici măcar fax nu exista atunci. Dar reușeau să comunice și probabil că trendurile se succedau și bineînțeles că ele erau la zi. Chiar urmează cu fidelitate, ia să mai vedem dacă mai găsesc, uite aici un semiprofil în care se vede foarte bine linia de tuș trasată. Bine, este o linie cu minte. Nu se duce mult în exterior, urmărește linia ochiului și puțin este extinsă. Ia, să-mi fac mai mică sursa. Și uite-o cum se duce, da? Deci este o linie normală. Ia. Acum știți la ce mă uitam. Toate au un ten impecabil, oarecare glow, fără abuz de pudre iluminatoare sau iridiscente. Este un styling cu minte al obrajilor, nu se sculptează, nu se modelează nimic. Sunt corecțiile clasice de modelare ale fizionomiei, așa, un pic nasul, un pic obrajii, dar fără să încarce prea mult. Sprâncenele sunt mai mult decât naturale, toate eroinele au sprâncenele normale, nimic îngroșat, nimic fixat, cam subțiri uneori după gustul meu, dar nu aici, nu în această imagine. Să mai găsesc tot imagini cu Patricia, pentru că, ce să vezi, la un moment dat ea se și căsătorește. Se vede și mai bine, cred că are o altă perucă, un pic mai galbenă decât de obicei. Machiajul este accentuat, că na, fata se căsătorește. Este contrast dintre albul de pe pleoapă și tușul negru. Au pus și jos ceva fard, părerea mea că e un pic cam mult. Buzele clar sunt mărite, dar nu
intenționat pentru film, ci cred eu că actrița și-a făcut o ușoară volumizare a buzelor, așa, pentru ea, pentru viața ei de actriță. Cine este această actriță? Ia să vedem, intrăm pe IMDb. Am deschis pagina serialului Velvet, care are 8,1 puncte, adică un scor uriaș. Și ar trebui să-i dau 10? Sau? A, i-am dat 10, da, cum? Aici vedem toată distribuția, iar ea nu are o fotografie la profil. Ia să vedem, unde ești tu, Patricia, că ar trebui să fie la început. Aha, chiar este. Miriam Giovanelli. Miriam, iau-te ce nume frumos. Vedem aici că nu are poză la profil. A jucat în Dracula 3D în 2012, probabil când era mai mică. A mai filmat acum, uite, în Venena. Da, Venena și este Ciociolina. Eu cred că îi se potrivește. E născută în 89. Hai să mergem mai jos să vedem cum mai este ea. Are 1,68 m înălțime, că îmi place să mă uit să văd detaliile astea personale. Nu are poză la profil, deși este foarte frumoasă. Nu înțeleg, nu a alimentat acest cont, pentru că până la urmă IMDb-ul ce este? Este cea mai mare agenție de impresariat din lume online, unde găsești tot ce vrei despre un actor. În mod normal ar fi trebuit să aibă fotografie la profil, pentru că ce o recomandă pe ea? Și frumusețea și talentul. Dar nu are. Să ne întoarcem la Velvet. Mai sunt foarte multe personaje, dacă dăm pe fotografia de serial, fotografia de afiș, vedem pe Alberto și pe Ana, în jurul lor se învârte întreaga acțiune, cel puțin a serialului Velvet, în colecția Velvet sunt alt cuplu în atenție, dar uite cum se vede că și Ana are o perucă pe care o schimbă cu încă vreo două, așa, pe parcursul filmului. Sunt actori foarte populari și foarte iubiți în Spania, de aceea recomand acest film, pentru că sunt actori contemporani care joacă foarte bine. Costumele bărbaților sunt geniale, îți arată cum se puteau îmbrăca perfect bărbați în acea perioadă și parcă le și stă și bine, știu să poarte. De multe ori se spune, a, păi ce spun ție un costum, dar tu nu știi să-l porți. Cu puțin exercițiu, eu cred că oricine se poate regăsi într-un costum. Cumva este o poveste ciudată. Alberto nu se căsătorește cu Ana, care e iubirea vieții lui, se căsătorește cu Cristina pentru oarecare interes. Trebuie să vedeți, nu trebuie să vă zic eu tot, dar mie mi s-a părut izbitoare asemănarea între Charles și Diana. Și bineînțeles că Ana, în această combinație, în acest menaj a trois, ar fi Camila, dar nu se compară nici pe departe, pentru că Ana este simpatică și chiar vrem ca ei doi să fie împreună. Mă rog, dacă vreți să vedeți cum decurge această poveste de dragoste, trebuie să vedeți serialul. Să mă întorc la Patricia, spuneam de buzele ei, putem noi să criticăm oricum, ideea este că e foarte frumoasă și atrage foarte mult privirile și bărbații în serial, asta este ușor de remarcat chiar din prima. Uite, aici este într-o relație cu viitorul soț, primește un colier, dar ce colier, soțul face bijuterii, în fine, trebuie să vedeți. Iarăși, vis-a-vis de styling, vedem peruca, vedem tușul, da? Se vede și un pic de volum aici, dar este foarte bine când vorbește și este delicioasă. Recunosc că am râs mult când am văzut acest serial, dar am râs pentru că e amuzant și deconectant. Mai m-a întrebat prietenii,
Da, am sunat o prietenă și am început să-i spun, știi că am văzut un serial pe Netflix-ul, se numește Velvet, e așa și pe dincolo și i-am spune așa, l-am văzut și răzvăzut. A, ok, deci nu mai trebuie să-ți povestesc eu nimic despre el. Îl recomand cumva să vedeți la început primele trei episoade, după care vedeți voi cum vă dozați timpul, pentru că vă mănâncă timp. Trebuie cumva să combinați utilul cu plăcutul și să-l vedeți totuși. Deci la început trebuie neapărat văzute primele trei episoade ca să înțelegeți acțiunea și cum se așează ea. Există și un cuplu telenovelistic, dar nu deranjează pentru că sunt drăguți, sunt amuzanți, sunt spumoși și nu are rost să fim foarte critici, pentru că în rest nu vedem nimic de telenovelă, în sensul că acțiunea dintre un episod și altul poate să sară multe luni sau chiar ani și asta nu se întâmplă într-o telenovelă normală care urmărește step by step tot ce se întâmplă în acțiune, în scenariu. Iată, mai avem poze cu Patricia. Da, aici cu altă expresie și aceeași perucă. Este cumva machiajul un tribut adus perioadei. Nu întotdeauna, să zicem că aș fi recomandat acest tu și poate ar fi stat bine și altfel, dar știm că suntem cumva tributari tendințelor și trebuie să le urmărim. Iar ele, pentru că lucrau într-o casă de modă, chiar urmăreau cu atenție tema asta. Ia să vedem dacă să iau numele exact. O cheamă Miriam Giovanelli, da? Să vedem dacă are cont pe Instagram. Ia uite. Catinka. Ia să-i dăm un like. Așa. Miriam. Miriam, un fel de Maria. Giovanelli. Giovanelli. Ia uite, ea are cont cu aproape jumătate de milion de urmăritori. Ia să urmărim cu ocazia asta, că nu o urmăream. Și aici postează fotografii foarte frumoase. Uite, într-o fotografie fără perucă, e chiar culă. Da, arată bine. Deci ea este, hai să dăm și un like pentru că ne place, este o actriță foarte modernă ea și își face foarte bine treaba în serial. Deci am vorbit despre cea mai emblematică apariție din punctul meu de vedere în serial. Mai este și Ana și ea este un personaj frumos. Ia să mergem la Ana. Nu e aici, e aici. Paula o cheamă pe actriță, Paula Echevarria, sau Echevarria, nu știu cum să-i spunem exact. E o actriță tânără, prolifică, văd. De la Velvet Collection n-a mai făcut nimic, înseamnă că urmează a face ceva. Ia să vedem ce înălțime are. 1,66, puțin mai mică decât Patricia. Are însă pe Instagram, acolo o urmăresc sigur. Aici. Are 3 milioane jumătate de urmăritori, este foarte iubită și văd eu că foarte urmărită. Ea este Ana din film. Uite, adună ceva aprecieri la o postare. Uite să-i dau și un like. Are și Paula Eche, are un hashtag personal. Este un personaj foarte frumos, joacă foarte mult din ochi, are un styling la început mai puțin sofisticat, dar ea devine designer și se transformă ușor, ușor. Vedem și transformarea în film, este delicioasă partea aia. Deci, cred că v-am spus toate motivele pentru care trebuie să urmăriți acest serial.
Trebuie să urmărim Velvet serialul, sunt 4 sezoane. Trebuie să urmărim colecția Velvet, sunt 2 sezoane, și Velvet filmul. La final nu o să vă pare rău, o să doriți cumva să-l revedeți și asta înseamnă că v-a acaparat. Cam atât pentru astăzi. Am vorbit despre machiaj și film, ideea de a învăța din tot ce vedem la televizor, că până la urmă, dacă am văzut un film, putem asocia cu acțiunea de a citi o carte. Sunt multe filme care sunt făcute după cărți și atunci vizual și cu o muzică bună, altfel reținem și altfel învățăm, altfel ne deconectăm. Cam atât deocamdată, îmi iau la revedere de la voi și dacă v-a plăcut, vă rog să-mi lăsați comentarii. Eu am să vă răspund, îmi place să fiu interactivă, îmi place să vorbesc pe tema asta de machiaj și film, așa fac și la curs, toată ziua scot tableta și îmi fac tot timpul, PowerPoint-uri ca să sintetizez. N-am făcut un PowerPoint despre Velvet, chiar nu mi-a dat prin cap, dar putem dezvolta împreună teme frumoase, putem... să facem împreună un seminar frumos și să comunicăm în felul acesta. Deci vă aștept pe canalul meu de YouTube în continuare, sunt Mirela Vescan.